Inundațiile din Kentucky fac ravagii în continuare. Mai multe elicoptere au reușit să salveze 400 de locuitori, în timp ce oficialii au confirmat că numărul morților a crescut la 37. Inundațiile au transformat drumurile în râuri, au dărâmat podurile și au devastat casele oamenilor. În plus, 14.000 de avarii la sistemul energetic le-au împiedicat munca salvatorilor. The level of devastation is really unprecedented and it's going to take us a long time to rebuild. But our commitment, my personal commitment, is we will be here every day, every week, and as many years as it takes to rebuild this area.